noștri, copiii noștri, nu sunt copiii voștri. Ne-am adunat aici pentru a ne exprima nemulțumirea în legătură cu acest proiect de lege numit Legea privind vaccinarea persoanelor în România, proiect inițiat de Ministerul Sănătății și la care, din păcate, a achiesat și cabinetul Tudose, dar, după cum se știe, varianta supusă dezbaterii publice avea 27 de articole, din care lipsea articolul 26. Noi am fost, să spunem așa, invitați să participăm la o dezbatere publică la un proiect de lege din care lipsea un articol. În felul acesta, inițiatorul actului normativ a încălcat legea privind transparența publică în procesul de reglementare a anumitor activități. Am aflat, să spunem cu surprindere, că spre Parlamentul României a fost trimis un proiect de lege cu 77 de articole, în care apar o serie de elemente care ne creează anumite emoții și totodată ne pun și pe gânduri. Acest proiect de lege, în primul rând, este neconstituțional, prin faptul că impune obligativitatea vaccinării, atât a adulților cât și a copiilor, adică vaccinarea populației României. Dacă pentru copii se cunoaște că este vorba despre 8 vaccinuri, în privința adulților nu se știe nimic în acest moment. Urmează ca acel grup tehnic pentru coordonarea activității de vaccinare, creat după modelul Barnevernetului norvegian, să stabilească numărul de vaccinuri din calendarul național al vaccinurilor pentru adulți. Totodată acestui grup i s-au acordat puteri sporite și acest grup va decide, ba mai mult va schimba calendarul național de vaccinare atât pentru copii cât și pentru adulți, după pofta unora. Dacă până în prezent vaccinarea era voluntară și exista un comitet național de vaccinare care avea ca și avea anumite comisii consultative în baza expertizei cărora se stabilea în final calendarul național de vaccinare pentru copii, prin acest proiect de lege s-au eliminat acele comisii consultative, cum era Comisia Consultativă pentru Pediatrie, pentru boli infecțioase, pentru alte, să spunem, activități medicale implicate în acest proces. În prezent vor decide 6 persoane, fiindcă în acel grup tehnic de coordonare a activității de vaccinare sunt de fapt 6 persoane cu studii medicale. Restul sunt persoane care au competențe pe alte domenii de activitate. Și aceste persoane nu sunt asistate de vechile comisii consultative de pediatrie, de boli infecțioase și așa mai departe. Un alt aspect care ne îngrijorează este cuantumul mare al amenzilor care vor fi date acelor părinți care nu își vor vaccina copiii. Adică s-a ajuns ca acea contravenție să ajungă la 10.000 de lei. Părinții care vor refuza vaccinarea copiilor vor primi o amendă de 10.000 de lei, ceea ce este foarte mult pentru puterea de cumpărare a acestui popor. Și dacă nici după această amendă nu-și vor vaccina copiii, vor fi decăzuți din drepturile părintești, iar copiii lor vor ajunge la casele de copii. Acest proiect de lege a pus presiune pe societatea civilă, a fost presiune pe populația României, a împărțit populația României în două, oameni care sunt de acord să se vaccineze pe ei și pe copiii lor cu oricâte vaccinuri există și oameni care vor să decidă ei câte vaccinuri să-și facă ei și să le facă copiilor lor, ceea ce mi se pare normal. Adică noi trebuie să decidem dacă ne vaccinăm pe noi sau pe copiii noștri, după cum noi trebuie să decidem
ce alimente consumăm, ce servicii consumăm și așa mai departe. Deci se încalcă consimțământul liber informat al cetățeanului. Aș atrage atenția Ministerului Sănătății că sunt probleme mult mai și totodată cabinetului Tudose, că sunt probleme mult mai importante în țara aceasta. Le reamintesc că 1 milion de români au fost diagnosticați cu cancer, 2 milioane de români au fost diagnosticați cu diabet, 1,3 milioane de români au fost diagnosticați cu o boală cronică de rinichi, 500 de copii sunt diagnosticați anual cu cancer, 400 de copii mor anual din cauza acestei boli numită cancer, 200.000 de copii se culcă nemâncați, deci 1 din 51 de copii suferă de autism, oare de ce? Deci astea ar trebui să fie prioritățile cabinetului Tudose și nu acest proiect de lege prin care se dorește instaurarea unei dictaturi militare, medicale și prin care noi, cetățenii acestei țări, suntem obligați să permitem introducerea în corpurile noastre a unor produse biologice despre a căror compoziție nu cunoaștem nimic, fiindcă Ministerul Sănătății, prin acest proiect de lege, nu a vrut să-și asume responsabilitatea verificării din punct de vedere chimic și biologic a acestor vaccinuri. Ministerul Sănătății merge pe încrederea producătorilor de vaccinuri, ceea ce nu este normal. Vaccinurile, în opinia mea, pot fi și o armă biologică. Deci, poporul român oricând poate să fie contaminat cu nu știu ce boală, oricând poate fi pusă în pericol viața cetățenilor acestei țări prin intermediul acestor vaccinuri.